Salutare, sunt Mihai de la Atelier de Familie și astăzi vă voi arăta cum plantez eu bulbi de narcise în ghiveci, astfel încât să înflorească la începutul primăverii. Am achiziționat acești bulbi de curând dintr-un magazin de specialitate. Ei sunt din specia de narcise crețe sau ondulate. Aceste narcise vor face o floare mare, cam așa arată ele pe etichetă. Floarea va fi sub formă de cupă, are petalele de culoare crem gălbuie, iar coroana este prevăzută cu niște volănașe de culoare galben mai închis. Atunci când achiziționați bulbii, trebuie să aveți în vedere câteva lucruri. Mai exact, ca aceștia să fie tari, când îi apăsați să fie tari, să fie mari și întregi, netăiați, nerupți, nemâncați de insecte. Bulbii, după cum știți, sunt numiți de unii oameni și cepe. Cu cât sunt mai mari, acești bulbi vor forma flori mai frumoase. De asemenea, este posibil ca bulbii să prezinte mustăți în momentul achiziționării sau chiar ca acesta, colți, astfel încât el va răsări imediat. Eu voi folosi pentru plantarea bulbilor un ghiveș de ceramică, pe fundul căruia am aranjat câteva pietre pentru un drenaj mai bun al apei, astfel încât să nu stagneze apa în ghiveci și bulbii să nu putrezească. Peste aceste pietre voi adăuga turbă. Umplu ghiveciul aproape în totalitate cu turbă, astfel încât bulbii vor fi așezați doar în partea superioară. Cam jumătate din bulb va sta în pământ și jumătate va sta în partea superioară a ghiveciului, adică în afară. Așa. Acum voi aranja bulbii, să-l pun pe cel mai mare în centru și pe ceilalți îi voi distribui în jurul lui. Voi încerca să aranjez astfel încât tot ghiveciul să fie cu bulbi, să fie repartizați ok. Și acum voi mai adăuga puțin pământ. Aer între bulbi sau sub bulbi. După cum spuneam, voi lăsa aproximativ jumate din bulbi afară, descoperiți. Această tehnică se practică doar la așezarea în ghiveci a bulbului. În grădină ei sunt
sunt îngropați complet la aproximativ 8-10 cm în pământ. După această operațiune voi uda ghiveciul, nu foarte tare, astfel încât să nu existe o umiditate permanentă, chiar dacă udăm mai tare, datorită faptului că avem pietroaiele pe fundul ghiveciului, apa se va scurge, că este drenat bine. Și voi așeza după aceasta ghiveciul într-un loc călduros și bine iluminat, mai exact pe pervazul unui geam. Cam atât despre plantarea narciselor. Pentru a vedea cum vor evolua aceste narcise, dar și pentru a vedea și alte meșteșuguri și proiecte pe care le desfășurăm noi, vă rog să vă abonați la canalul de YouTube și să urmăriți blogul Atelier de Familie. Pe curând!